Larisel este în cârcă la mine. Am urcat pe un zid surpat ca să filmăm mai bine piața cetății. Piața cetății cu templul. Vedeți ce priveliște minunată. Cu adevărat, să știți că pentru lumea de atunci, da, pentru lumea de atunci, grandoarea locului acesta echivalează cu ceea ce puteți vedea în Catedrala Sfântul Petru, de exemplu, în Roma. Așa că similitudinea aceasta a grandorii, lucru care nu caracterizează creștinismul, face ca vorbele Domnului Hristos că aici, pe vremea antică, era scaunul de domnie al satanei și în lumea medievală de 1260 de ani se află în cetatea cea mare, la Roma. Practic asta era cetatea cea mare pe vremea celor patru coarne desprinse din Imperiul lui Macedon. Aceasta era cetatea inespugnabilă, de necucerit, de nedoborât. Iar analogia pe care o face Domnul Hristos este absolut pertinentă.